Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Să citim împreună Cuvântul Domnului. De data aceasta vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetele de la 1 la 13. Luca, capitolul 11, versetele de la 1 la 13. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, că a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte, și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acela îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini, vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce-l cer. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. În această primă joi a anului 2008, după ce au trecut sărbătorile cu entuziasmul lor, cu vizite, suntem din nou în casa Domnului, la lucrurile obișnuite, sfinte, cu o dorință mai mare, mai adâncă, mai puternică, să ne apropiem de Domnul în anul acesta, dorință care va fi reală în măsura în care va produce schimbare pozitivă în viața noastră. În această seară, prin harul Domnului, suntem din nou la studiul nostru despre învățăturile de bază ale Bibliei pentru Biserica lui Dumnezeu, și intenția cu care studiem aceste învățături sau doctrine înseamnă același lucru: aceste dogme, aceste reguli de bază creștine, este să adâncim înțelegerea noastră despre voia lui Dumnezeu. Aceasta este pentru cei care le știu, sau să învățăm pe cei care nu le știu cu toată modestia, pentru ca toți oamenii care îl urmează pe Domnul să-l urmeze pe Domnul cu responsabilitate și în deplină cunoștință de cauză. Dacă vă mai aduceți aminte, suntem la doctrina despre persoana și activitatea Duhului Sfânt și mai târziu vom încheia cu botezul cu Duhul Sfânt. Data trecută am încheiat lecția biblică vorbind despre rolul Duhului Sfânt în viața misionară, în activitatea misionară a Domnului Iisus Hristos. Și spuneam că după ce Domnul Iisus Hristos a fost umplut, botezat cu Duhul Sfânt,
S-au întâmplat cel puțin două lucruri imediat. Primul dintre ele, spuneam data trecută și aici ne-am oprit, este faptul că a început misiunea. Imediat după ce a ieșit din Iordan, Domnul Iisus Hristos a început misiunea. Vreau să ne fixăm în minte această învățătură. Misiunea Domnului Iisus Hristos a început după botezul cu Duhul Sfânt. Probabil că este bine, într-o mică paranteză pe care o deschidem, să spunem câteva cuvinte care aduc puțină lumină asupra termenilor pe care noi îi folosim, botez și umplere. Chiar dacă Biblia nu vorbește foarte direct despre această diferență, din spiritul Bibliei, înțelegem faptul că prima umplere este botezul cu Duhul Sfânt. Dar botezul cu Duhul Sfânt, deși este un eveniment spiritual, o experiență spirituală, un eveniment care se întâmplă la un moment dat, el trebuie repetat mereu și mereu. El trebuie repetat mereu și mereu. Dacă prima umplere se numește botezul cu Duhul Sfânt și are ca semn fizic exterior vorbirea în limbi, atunci toate celelalte reumpleri se numesc umplere cu Duhul Sfânt. Și noi nu trebuie doar să fim botezați cu Duhul Sfânt cândva în istoria vieții noastre, lucru important, dar acest eveniment al botezului trebuie să nască un proces de umpleri și de umpleri și de umpleri și de umpleri. Nu pentru că Duhul se epuizează din noi. Duhul nu se epuizează. El nu e consumabil. El nu se epuizează ca și apa pe care, punând-o într-un vas pe foc, ea se epuizează prin fierbere. Nu. Dar noi avem nevoie, prin botezul cu Duhul Sfânt, să nu devenim independenți de Dumnezeu. Ci Dumnezeu ne cheamă mereu și mereu într-o relație cu El. Plecăm în evangelizare, ne întoarcem în închinare. Aceasta este călătoria zilnică a unui om care îl cunoaște pe Domnul. Omul lui Dumnezeu merge în evangelizare pentru că se duce la oameni și se întoarce în închinare pentru că vine acasă, se întoarce la bază, la Tatăl. Și primește de la Tatăl călăuzirea și puterea și răbdarea și toate lucrurile de care are nevoie și merge din nou în evanghelizare și se întoarce din nou în închinare. Așa trebuie să trăiască un om al lui Dumnezeu. Așa au trăit apostolii. Viața spirituală, viața creștină s-a modificat foarte mult de la biserica primară până astăzi. 2000 de ani au fost suficienți ca să creeze anumite denominațiuni religioase. Și fiecare denominațiune a îmbrățișat dintre învățăturile de bază ale Bibliei, practicate de biserica de la început, pe unele mai tare decât pe altele, și fiecare confesiune religioasă și-a construit un anumit drum. Drum care a fost dictat, orientat în funcție de învățăturile care au fost accentuate. Uitați-vă la o anumită biserică care accentuează mai mult poruncile lui Dumnezeu și în principiu pe cea de-a patra dintre ele. Și veți constata că este o biserică creștină care are o anumită orientare. De ce? Pentru că accentuează mai mult anumite lucruri și foarte probabil că lasă în urmă anumite lucruri. Tot la fel alte biserici îmbrățișează alte doctrine sau alte doctrine, însă ceea ce este rău, este rău că nu rămânem într-o stare de echilibru în toate, ci dimpotrivă, pe unele le ridicăm dincolo de limită, iar pe altele le lăsăm mai jos dincoace de limită. Și aceasta creează un dezechilibru biblic, nu confesional. Confesional e ok, dar biblic creează dezechilibru. E bine, atunci când vorbim despre activitatea și lucrarea Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus, observăm că atunci când a fost botezat Domnul, în primul rând s-a declanșat activitatea de misiune care nu s-a oprit niciodată în viața Domnului. Nu s-a oprit până la Ghețimani, până la Golgota. Al doilea lucru care s-a întâmplat
este faptul că Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de diavolul. Mă veți întreba, oamenii care nu sunt botezați cu Duhul Sfânt nu sunt ispitiți de diavolul? Și răspunsul este simplu. Toți oamenii sunt ispitiți de diavolul. Ar trebui să facem un studiu numai despre această problemă, pentru ca să constatăm că cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât reacția diavolului să te îndepărteze e mai mare. Cu cât stai mai departe de Dumnezeu, cu atât reacția diavolului este mai mică. Cu alte cuvinte, când începi să alergi, ți se pare că e ușor, dar pe timp ce alergi, obosești și e din ce în ce mai greu. Nu mai reușești să ții pasul. Te doare apendicul sau splina sau, mă rog, ficatul, sau pur și simplu obosești și ești epuizat fizic. Reacția forței de gravitație este mai mare decât la început, deoarece scade energia din organism. La fel se întâmplă, apropierea de Dumnezeu îl enervează pe diavolul și el împinge mai tare pe omul care se apropie de Dumnezeu să-l îndepărteze. La fel s-a întâmplat în viața Domnului Iisus Hristos. Când Duhul Sfânt a venit peste el, el și-a început misiunea, dar odată cu misiunea sfântă începută și diavolul și-a început misiunea, dar nu cu el, ci împotriva lui. Lucrurile acestea le-am spus ca și încheiere data trecută și mai spuneam că sunt în Biblie cel puțin trei texte biblice care vorbesc clar și unesc, asociază botezul cu Duhul Sfânt cu slujirea, în mod deosebit cu misiunea. Citiți Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 18 și 19. 18 vorbește, toată puterea mi-a fost dată și o vă dau vouă și duceți-vă în toată lumea. Luca, capitolul 24, la sfârșit, ca și Matei, are aceleași idei, umplerea cu Duhul și trimiterea folosind puterea care vine din umplere. Și Luca continuă în a doua sa carte pe care o scrie în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 8, păstrând această asociere și când va veni Duhul peste voi, veți primi o putere ca o consecință a venirii Lui și cu această putere dată din Duhul care a venit peste voi, veți merge și veți face lucrarea pe care Domnul Iisus a întrerupt-o datorită Golgotei, dar a început-o și a făcut-o pentru 3 ani și jumătate. Domnul Iisus n-a slujit nebotezat cu Duhul Sfânt, neumplut cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus nu avea nevoie să se roage ziua și noaptea cum avem noi nevoie. Noi trăim în fire, El n-a trăit în fire. El a trăit în corp uman. Spuneam de mai multe ori de-a lungul oportunităților pe care le-am avut să vestesc Evanghelia de la acest microfon. Noi tot timpul prezentăm cele două naturi. Natura sfântă, omul duhovnicesc, și natura păcătoasă, omul firesc. Dar aproape niciodată nu spunem și de partea umană care e între ele. Partea umană nu are legătură nici cu omul duhovnicesc, nu are legătură nici cu omul firesc. Ea este amorală, nici morală, nici imorală, e amorală. Și spuneam atunci, a mânca, a bea apă, a dormi, a te însura, a te mărita, a te căsători în principiu, a face copii, a munci, a cheltui banii, a călători. Ei, toate lucrurile acestea nu sunt nici sfinte, nici păcătoase, sunt lucruri omenești. Domnul Iisus a trăit în trup uman, dar n-a fost în fire. De aceea El n-a avut păcat și a avut competența, puterea, dreptul să devină mântuitorul oamenilor. Niciun om din Scriptură care a rămas pe paginile Scripturilor ca un om al lui Dumnezeu nu a slujit înainte să se menționeze că a venit Duhul peste el. Poate în Biblie nu înseamnă a venit Duhul peste el ce înțeleg unii dintre noi astăzi. Că eu nu știu ce înțelege fiecare în mintea lui. Spun doar atât. Duhul lui Dumnezeu este Dumnezeu. Și el vine în viața oamenilor lui Dumnezeu atunci când oamenii lui Dumnezeu sunt chemați. Ei acceptă prin pocăință chemarea și mai apoi sunt implicați în slujire. O slujire fără umplere, fără călăuzire și fără ungere, cum spunea David mai devreme la ora de rugăciune, este seacă, nu atinge pe nimeni, nu aduce niciun folos și de fapt plictisește și este foarte greoi să urmărești o astfel de persoană. Pentru că deși are informație biblică, nu este unsă și nu ți-alunecă.
Simți să bei apă și nu ai. Și înghiți un Dumicat, doi și ți se opresc în gât. Informația e din Biblie, nu e din Coran, nu e din Upanishadele hindușilor, nu, e din Scriptură. Dar nu e digerabilă, e tăiată felia așa niște bucăți, un crocodil ar putea să o înghită, dar un om nu. Ei, călăuzirea pe care o dă Duhul Sfânt este să înlesnească, să pregătească, să macine, să toace, să facă o mâncare gustoasă, miezoasă pentru ascultător. Și în funcție de maturitatea ascultătorului, că ascultătorii sunt de la mici născuți până la oameni bătrâni, în credință vorbesc. Unii pricep foarte puțin din lucrurile lui Dumnezeu și trebuie să le vorbești pe limba lor. Ceilalți, din potrivă, pricep aproape toate lucrurile și ei își găsesc plăcerea în adâncirea Scripturilor. Ei bine, când omul lui Dumnezeu vorbește, Duhul îl călăuzește să ungă, Duhul îl călăuzește să atingă și pe unul și pe altul. La fel e în cântare, la fel e în conducere, la fel e în slujire în general. Când Duhul e prezent într-o lucrare, e așa de important încât îl simți. Când Duhul e absent dintr-o lucrare, e așa de important încât îi simți absența. Cât de important e cineva dacă nu știi când e prezent și nu știi când e absent? Pe asta e definiția omului neimportant. O persoană importantă într-un cerc de oameni, toată lumea știe când e prezentă și toată lumea știe când e absentă. Dacă Duhul Sfânt e important, știm când e aici și știm când nu e. Iar dacă nu e important, atunci nu mai are nicio importanță să fie prezent sau absent. Când Domnul Iisus Hristos a fost ispitit, Scriptura menționează că El era plin de Duhul. După ce Domnul se întoarce din această perioadă de ispitire, Scriptura menționează că El era plin de Duhul. Citiți în capitolul 4, versetul 14. Iisus s-a întors plin de Duhul, plin de puterea Duhului. Observați, peste tot în evenimentele importante ale vieții oamenilor lui Dumnezeu, Scriptura menționează plinătatea Duhului sau călăuzirea Duhului sau ungerea Duhului, dar în general, cuvântul Duh în legătură cu o anumită activitate este prezent acolo. Nu putem să disociem rugăciunea, învățătura sănătoasă și activitatea Duhului lui Dumnezeu de oamenii lui Dumnezeu. Nu le putem separa. Nu există om al lui Dumnezeu fără rugăciune. Nu există om al lui Dumnezeu fără o învățătură sănătoasă din Scripturi. Pentru că noi nu spunem Scriptura. Am observat ceva la legea statului american și am fost efectiv șocat. Dacă mergi la ei și le spui că în baza Bibliei vrei să procedezi într-o anumită manieră, ei spun, noi nu acceptăm să ne spui în baza Bibliei, pentru că Biblia e o carte flexibilă din care fiecare își croiește un drum. De aceea nu poți să spui că din baza Bibliei. Că în baza Bibliei sunt martorii lui Jehova, în baza Bibliei sunt adventiști, în baza Bibliei sunt baptiști, în baza Bibliei sunt penticostali și aceștia sunt cei mai cunoscuți. Dar în baza Bibliei e și familia creștină. Ce înseamnă asta? Un grup de bărbați și femei și în fiecare noapte alt bărbat se culcă tot cu o altă femeie, nu cu nevasta lui. Și fiecare se culcă cum se nimenește noaptea. Și ei spun că sunt familia lui Dumnezeu. În baza Bibliei. De aceea statul american, când te duci la el și spui cuvântul Biblie, el nu acceptă, pentru că atunci când spui Biblie, spui prea multe lucruri. Ei spun, nu în baza doctrinei tale din Biblie, în baza învățăturii tale din Biblie, în baza interpretării tale din Biblie, în baza felului în care tu tălmăcești Biblia, că Biblia e una, dar tălmăcirile sunt un milion și fiecare pretinde că are dreptate. Rolul Duhului Sfânt în moartea și învierea Domnului Iisus. Nu numai nașterea Domnului Iisus a fost miraculoasă datorită implicării Duhului Sfânt, nu numai evenimente din copilărie consemnate pe paginile Bibliei au fost asistate de Duhul Sfânt, nu numai viața Domnului Iisus începând cu botezul, cu misiunea și evenimentele acelea supranaturale care
nu s-au mai întâmplat niciodată în intensitatea în care s-au întâmplat în prezența Domnului Iisus. Dar este foarte încurajator pentru noi să învățăm din Biblie că Duhul Sfânt s-a implicat în moartea Domnului Iisus și în învierea Domnului Iisus. De ce este încurajator? După cum noi ne-am născut, o să și murim. Și este încurajator pentru noi să știm din promisiunea pe care Pavel o spune în 1 Corinteni, capitolul 15. Duhul care l-a înviat pe Hristos o să vă învieze și pe voi. Să nu vă temeți, nu vă pierdeți cu firea, oamenii mor, unii mai tineri, alții mai bătrâni. Dar avem garanția că Duhul s-a implicat în moartea Domnului și în învierea Lui. Garanție care ne dă speranța că se va implica și în moartea și în învierea noastră dacă noi murim credincioși cum a murit Domnul. Dacă murim în Domnul, vom învia în Domnul. Dacă nu murim în Domnul, atunci vom învia pentru judecată. Nu orice moarte e urmată de învierea morților prima. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără plată lui Dumnezeu. Evrei capitolul 9, versetul 14. Duhul Sfânt a fost implicat în moartea Domnului Iisus și în învierea Domnului Iisus. Ascultați ce spune Petru în prima sa scrisoare, în capitolul 3, versetul 18. Hristos a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în Duh. Aceasta spune Scriptura despre Domnul Iisus. Sau Pavel spune în Romanii, capitolul 1, versetul 4, în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu multă putere, El este Fiul lui Dumnezeu prin faptul că a înviat din morți. Sau în capitolul 8, aceeași carte, versetul 14, și dacă Duhul Celuia ce a înviat pe Hristos locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului care locuiește în voi. Aici sunt această afirmație și pe voi, vă va învia și pe voi, este condiționată în introducere și în încheiere. Condiția de introducere, dacă, este un condițional dacă, dacă Duhul lui Hristos locuiește în voi. Care e condiția de încheiere? Aceeași. Din pricina, adică din motivul, din cauza, datorită, mai corect spus, datorită Duhului Sfânt care există în voi. Vedeți că învierea are legătură cu prezența Duhului? Biblia menționează că Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit, a fost adus sau s-a întors din pustie unde a fost ispitit la fel de plin de Duhul, toată viața lui a trăit plin de Duhul, a slujit plin de Duhul, de aceea Domnul Iisus, în calitate de Dumnezeu, n-avea nevoie să se roage nopțile, dar în calitate de om, El avea nevoie să se roage nopțile, pentru că rugăciunea aceasta îl identifica cu Tatăl, îl descoperea pe Tatăl și îl umplea de puterea Duhului. În calitate de om, Domnul Iisus Hristos a fost om ca noi, și El a avut nevoie să fie umplut de putere, să aibă călăuzire, să aibă ungere și să aibă plinătate. Deoarece Domnul nu și-a permis greșeală. El trebuia să fie Mântuitorul, nu doar mântuit de Mântuitorul. Apostolii care au umblat cu Domnul Iisus Hristos au înțeles că experiența umplerii cu Duhul de la Iordan a fost împuternicirea cu Duhul pentru lucrare. Uitați ce scrie Luca despre asta. În Fapte, capitolul 10, Luca scrie despre aceste lucruri. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începe el să spună. Începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu, atenție, a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei care erau apăsați de diavolul, fiindcă Dumnezeu era cu el. Observați începutul misiunii Domnului Iisus. Supranaturalul misiunii Domnului Iisus i-a asociat cu faptul că Tatăl l-a umplut cu Duhul Sfânt și cu putere. Nu putem disocia, despărți aceste realități. Și dacă Domnul Iisus a avut nevoie să fie umplut cu Duhul, cu atât mai mult noi avem nevoie să fim umpluți cu Duhul. Vedeți, noi
am preluat acest obicei să avem anumite perioade de timp din an, de obicei iarna, când datorită climei activitatea este mai slăbuță din punct de vedere profesional. Facem zvâgniri de rugăciune pe care le numim stăruințe, lucruri foarte bune. Dar ce am face dacă am și în domeniul alimentar am zvâgnit la fel? N-am murit noi ori de sătui îmbuibați, ori de flămânzi? Am murit de una dintre cele două. Că dacă odată mănânci până nu mai poți, iar altă dată rabzi până nu mai poți, mori oricând mănânci prea mult, oricând nu mai mănânci deloc. Dacă am face la fel cu somnul sau cu oricare altă activitate a vieții, unde nu există un echilibru, frați și surori, rugăciunea de a trăi în prezența Duhului, în dimensiunea Duhului, trebuie să fie o rugăciune permanentă și personală. Ea este ajutată de părtășia frățească cu biserica, în tot felul de întâlniri, de stăruință, de părtășie și așa mai departe. Dar dacă trăim numai din ceea ce ne oferă publicul, activitatea publică de la biserică, este prea puțin. Și dumneavoastră știți că este prea puțin. Nu se vede? Se vede din abundență. Ce ar fi dacă noi am mâncat numai joia la biserică și marțea și duminica de două ori și după aceea nu am mai mâncat? Am putea noi să trăim în felul ăsta? Noi ne imaginăm că botezul cu Duhul Sfânt este o experiență pe care o ai toată o dată în viață și după aceea nu-ți mai trebuie nimic. Frați și surori, nimic nu-i mai fals. Botezul cu Duhul Sfânt este fundamental. Dar fundamentală este reumplerea, care e hotărâtă de Dumnezeu prin relația spirituală pe care omul are cu Dumnezeu. Omul ăsta trăiește cu Dumnezeu în rugăciune, în părtășie, în scriptură și poate citi ca în Cezarea când predica Petru, poate citi din Biblie, atunci poate să vină puterea peste el. Poate să fie într-o părtășie când cineva spune mâinile peste el, ca și în Samaria sau Efes. Adică fapte 8 sau 19, atunci vine Duhul peste el. Sau poate să fie la rugăciune, ca în fapte 2, la devoțiune, la timpul de părtășie cu Domnul, atunci vine Duhul Sfânt peste el. Noi nu trebuie să creăm șabloane când vine Duhul și când nu vine Duhul. Duhul vine mereu când ești sfințit. Indiferent de ce activitate trupească ai. Poți să conduci mașina dacă te închini lui Dumnezeu pe un fond al vieții de pocăință, nu de moment. Ci pe un fond al vieții de pocăință, atunci poate să vină Duhul. Poate să vină Duhul când stai în casă și te-a pus să cânți o cântare, sau dacă nu ai voce, fluier o cântare. Atunci poate să vină Duhul. Sau poate te pleci cu cineva la rugăciune, a venit Dorin în vizită și la plecare ne rugăm. Dar nu datorită acelei rugăciuni, ci datorită vieții de neprihănire în timpul rugăciunii. Vine Duhul. Nu trebuie să spunem noi, Doamne, vino acum sau vino acum, că nu noi îi spui, facem programul lui Dumnezeu. La omul care trăiește cu Dumnezeu, Duhul e în el, Duhul curge peste el, Duhul este peste el și mereu este așa. Trebuie să acceptăm că viețile celor mai mulți creștini nu sunt așa. Se lucrează în hopuri, chiar dacă teoretic este mai bine, practic nu este așa, nu este așa. Vreau să vă întreb, dacă atât este de importantă rugăciunea, fraților, de ce dintr-o biserică de 600 de membri vin 100 de oameni să se roage? Dacă e importantă rugăciunea. Rugăciunea este importantă prin faptul că predicăm despre ea sau prin faptul că venim să ne rugăm? Spuneți dumneavoastră că sunteți adulți și aveți o minte sănătoasă. Dacă ar fi importantă rugăciunea, n-am venit noi să ne rugăm. Dacă e important să mâncăm, nu mâncăm. Dacă e important să dormim, nu dormim. Dacă e important să muncim, nu muncim. Dacă e important să ne cumpărăm haine, nu ne cumpărăm haine. Indiferent cum e clima, că plouă afară, păi ce dacă plouă? Ce ne rugăm în ploaie? Ce venim pe bicicletă? N-aș vrea să fiu aspru. Scopul meu nu-i să fac pe grozavul. Frați și surori, este cinstit să tragem semnalul de alarmă când suntem în pericol. Este cinstit, frați și surori. Scopul acestor cuvinte nu e să biciuiască obrazul cuiva. Fals!
Scopul acestor cuvinte este să realizăm unde suntem cu teoria și unde suntem cu practica. Dacă rugăciunea este importantă, atunci vom fi acolo. Dacă stăruința e importantă, atunci vom fi acolo. Dacă botezul Duhului Sfânt e important, atunci ne vom ține de el. Vom fi prezenți. Pentru că interesul nostru se manifestă, se vede, se arată. Dar absența noastră îndelungată demonstrează de fapt cât de mult apreciem noi activitățile acestea. Primiți, vă rog, ca din partea Domnului aceste cuvinte, împreună cu mine, nu ca din partea unui om, că mie puteți să-mi băgați de vină ceva, dar Domnului nimic. Dacă sunt cuvintele mele, lăsați-le aici că mi le iau eu înapoi, dar dacă sunt cuvintele Domnului, vă rog din inimă, luați-le în viața dumneavoastră, pentru că aveți nevoie de ele împreună cu mine. Nașterea din nou, care este începutul vieții spirituale, fără de care un om nu se poate numi mântuit, chiar dacă vine la biserică, chiar dacă face o slujbă, pentru că sunt și anumite biserici unde poate face o slujbă o persoană fără să fie născut din nou, în virtutea faptului că e de mult în biserică, în virtutea faptului că vine din părinți credincioși, datorită multor lucruri. Nașterea din nou însă, dacă nu este prezent în viața unui om, omul acela nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă el construiește câte o biserică în fiecare zi, chiar dacă el predică câte 10 predici în fiecare zi, chiar dacă el compune cântări 5 în fiecare zi, indiferent ce face. Domnul îl învăța pe Nicodim, dacă nu te naști din nou, nu vezi împărăția, versetul 3, din capitolul 3, și nu intri în împărăție. Aș vrea să vă întreb, dacă noi vedem o femeie însărcinată care are copilul în pântece și în luna nouă, se vede că e însărcinată? Se vede. Dacă vedem femeia aceasta după o săptămână, a născut, se vede că nu mai este însărcinată? Se vede. Dar poate mă întrebați, ce vreau să spun? Uitați ce vreau să spun. Nașterea din nou, această expresie pe care a folosit-o Domnul, a luat-o ca pe un exemplu cu care se compare nașterea fizică. Nașterea fizică înseamnă să ieși din pântecele mamei și să intri în lumea în care trăim. Se vede înainte și după. E observabil, e ușor, nu trebuie aparate speciale să măsori, se vede cu ochiul, dar se vede de la distanță. E, la fel nașterea din nou în viața unui om se vede de la distanță. Nu trebuie neapărat niște tehnologii speciale cu care să măsori, să iei sânge. Nu trebuie așa ceva, să-i faci raze, nu trebuie așa ceva. Nașterea din nou se vede. Nu există naștere din nou fără Duhul Sfânt, deoarece Duhul Sfânt face alături de cuvânt nașterea din nou. Procesul mântuirii implică, ceea ce noi numim mântuire, implică anumite particele, anumite evenimente, mântuirea fiind un eveniment mai mare. Câteodată putem să numim mântuirea chiar un proces care culminează cu un eveniment pe care de fapt îl numim mântuire. Predicarea Evangheliei și în mod implicit dovedirea lumii că este păcătoasă, asta o face Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos spunea în Evanghelia după Ioan, când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea că este vinovată. Când se predică Evanghelia, ați observat cum se comportă un om necredincios în timp ce stă pe scaun? Zici că are râie, râia e o boală care te mănâncă pielea, nu poți să stai, așa te freci. Zici că are râie. De ce are râie? Cuvântul lui Dumnezeu îl enervează. Ciudat este că unora Evanghelia le dă pace și altora le dă nervi. Cuvântul spune că pe unii îi tăia la inimă și pe unii îi străpungea în inimă. Aceeași predică. Se poate așa ceva? Sigur că se poate. Dimpotrivă, nu se poate altfel.
Apoi, credința și pocăința omului ca reacție la lucrurile care se spun. Dumnezeu nu bagă cu sila pe nimeni în rai. Cine nu se pocăiește, n-are cum să meargă în cer. Și motivele pentru care un om nu se pocăiește nu mai are importanță care sunt. Apoi, nașterea din nou care e făcută de Duhul Sfânt și de Biblie. Apoi, mărturisirea credinței în apa botezului. Apoi, sfințirea omului cu ajutorul Duhului Sfânt, că despărțit de Duhul omul nu are putere, degeaba știe ce trebuie să facă. Apoi, botezul cu Duhul Sfânt, care e prima umplere. Și apoi, dedicarea omului în lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, spuneam duminică seara, nu duminică seara, marți seara, că Domnul Iisus a spus primul lucru, veniți la mine. Al doilea lucru, învățați de la mine. Al treilea lucru, acum duceți-vă. Exact aceste lucruri șapte le-am spus eu, dar puțin mai amănunțite. Nu poate să vină nimeni la Domnul, nu poate să învețe nimeni de la Domnul și nu poate să se ducă nimeni în numele Domnului dacă el nu acceptă ca în viața lui să lucreze Duhul Domnului și după ce a lucrat în el, să lucreze prin el în alții. Dacă privim la nașterea din nou în Evanghelia după Ioan și în scrisorile pe care Pavel le scrie, acestea sunt niște studii amănunțite care sunt mai adânci, eu spun doar două versete biblice și plec de aici imediat. În Evanghelia după Ioan, nașterea din nou este posibilă prin puterea Duhului Sfânt. Ascultați ce spune Ioan. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce spune Ioan. Pavel spune în Tit, în capitolul 3, versetele 5 și 6, el ne-a mântuit nu prin faptele noastre bune, făcute în neprihănire, ci datorită îndurării lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi. Vedeți, acest verset, o confesiune religioasă îl folosește și îl înțelege într-un fel, o altă confesiune religioasă îl înțelege și îl citește în alt fel. De aceea spunem doctrinele Bisericii Betania. Închei cu gândul acesta, promisiunile cu privire la Duhul Sfânt care au fost făcute de-a lungul Bibliei și s-au întâmplat la cinci zecime. În primul rând, în Vechiul Testament, există profeții care au prevestit, care au anunțat că va veni Duhul Sfânt într-o măsură mult mai mare și își va așeza reședința pe pământ. El nu va veni doar în anumite persoane, va lucra, ci pur și simplu își va așeza reședința pe pământ în biserică. Isaia spune în capitolul 32, versetul 15, până când se va turna Duhul de sus peste noi, atunci pustia se va preface în pământ. Imaginați-vă că cineva ar putea să transforme Sahara în pământ arabil. Asta spune Isaia aici. Pustia se va preface în pământ de agricultură. Această diferență o face când vine Duhul Sfânt. Vă dați seama cât de important e? E ca și cum cineva ar avea capacitatea să se ducă la întinderea nesfârșită de nisip Sahara și să o transforme într-o clipă într-un pământ de agricultură și pe lângă tot minereul și petrolul care l-are în interior să aibă și agricultură la suprafață. Ei, cam așa se întâmplă cu o inimă plină de nisip când vine Duhul Sfânt în ea. Devine agricolă în sensul productivă, dă rod și dă rod mare și sănătos și mănâncă omul și se satură și trăiește. Ăsta rol îl are Duhul Sfânt. De asemenea, el spunea în capitolul 44, versetul 3, voi turna apă peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Asta o spune Isaia cu 800 de ani înainte. 800 de ani! Ce înțelepciune a avut omul ăsta? A fost ghicitor? 800 de ani spune că va veni, dar nu numai că va veni, spune și cum va veni și spune și ce se va întâmpla când va veni. Ce frumoasă este Scriptura, pentru că ea dovedește că e scrisă de Dumnezeu, deoarece e scrisă într-o manieră care depășește omul muritor. Ezechiel preia ideea de la Isaia și continuă spunând,
și nu le voi mai ascunde fața mea, fiindcă voi turna Duhul meu peste casa lui Israel, zice Domnul. Ezechiel, capitolul 39, versetul 29. Ioel, pe care îl citează Petru în Faptele Apostolilor, preia acest șir de profeție de la Isaia, la Ezechiel, și el spune următoarele cuvinte în capitolul 2, versetele 28 la 32. După aceea voi turna Duhul meu peste orice ființă, peste orice făptură. Fiii voștri, fiicele voastre vor proroci. Bătrânii voștri vor avea visuri, tinerii vor avea vedenii. Chiar peste rob și roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea. Peste orice ființă, cu alte cuvinte. Observați că Ioel este cel care face tranziția, adică trecerea, de la umplerea cu Duhul Sfânt a conducătorilor la umplerea cu Duhul Sfânt a tuturor oamenilor credincioși. Ioel este profetul care face trecerea de la umplerea conducătorilor, că până la profeția lui Ioel, această umplere era în legătură cu slujitorii. Numai profeții, numai leviții, numai oamenii care judecau, numai oamenii care aveau o lucrare specială de misiune. Ei bine, Ioel este cel care spune peste robi, peste robi, peste roabe, peste tineri, peste bătrâni, peste tot omul. Promisiunea aceasta este deosebită. Și ne oprim în seara aceasta Duhul Sfânt promis de Ioan Botezătorul. Dumneavoastră știți că Ioan Botezătorul spune: eu nu sunt acela, eu nu sunt vrednic. Când va veni El, atunci va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Pe El trebuie să-L așteptați. Spre El trebuie să priviți. De El trebuie să vă legați speranța. Nu vă legați speranța de mine. Eu sunt doar cel cu trâmbița care spun tu, atenție! Fiți atenți că vine! Tu, toată lumea sus, fiți atenți că vine! Uitați-vă la El, El aduce treaba asta, nu eu, eu doar îl prezint. Eu sunt prezentatorul, eu sunt crainicul, alo! Și Ioan îndreaptă atenția asupra Domnului Iisus Hristos, care urma să-L aducă pe Duhul Sfânt. Și după ce Domnul și-a făcut misiunea, s-a ridicat, Tatăl și Domnul Iisus au trimis pe Duhul Sfânt. Imaginați-vă ce se întâmpla dacă Domnul Iisus eșua. Dacă asculta pe tâlharul care i-a zis: dă-te jos de pe cruce ca să credem în tine. Sau pe cei care îl înjurau, sau în alt fel, în grădina Ghețiman, dacă acolo spunea: tată, nu pot să beau paharul. Era gata să spună asta, de fapt a spus-o, dar a încheiat întorcându-se și spunând: tată, cum vrei tu. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat cu noi, nu mai venea Duhul Sfânt, nu mai eram mântuiți, n-aveam nicio perspectivă, erau niște furnici care ardeau toate. Este extraordinar faptul că atât de mult a investit Dumnezeu prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt, pentru ca să ne țină pe noi credincioși. Chiar și cu aceste resurse investite, e foarte greu să ne disciplinăm și să ne cârmuim firea asta, care e prinsă în cuie, dar se smulge, se dă jos. Că atunci când o hrănim, prinde putere, se smulge din cuie, se dă jos și măcar pentru o oră, pentru o zi, pentru un an, face prostii de strică o viață. Ei, ceea ce trebuie să facem este să înțelegem că în dimensiunea Duhului trebuie să lucrăm, trebuie să trăim. Iar dacă se întâmplă accidental o alunecare, o vorbă, o privire, un gând, omul lui Dumnezeu trebuie să vegheze, să se trezească, să spună: wow, ce am făcut, să se retragă. Dar dacă omul lui Dumnezeu trăiește în păcat, el trăiește în păcat, nu doar că a alunecat, nu doar că era să mi se îndoaie piciorul, nu doar că era să cad, nu doar: wow, ce mult m-am apropiat, trebuie să mă trag înapoi, nu așa, ci trăiește în păcat liniștit. Pentru omul acela nu se mai poate face nimic. În această seară, scumpii mei, vă privesc ca pe frații mei, ca pe tovarășii mei care călătorim înspre cer și lupta e grea și este foarte aspră. Și vreau să vă propun anul acesta să accentuăm rugăciunea, să accentuăm viața spirituală, viața mistică, să accentuăm stăruința, să accentuăm rugăciunea, să fim mai harismatici, să ne închinăm mai cu largă inimă, să spunem amin, să spunem aleluia, să fim mai dinamici, să fim mai prezenți în adunare, să fim așa mai plini de râvnă pentru această viață spirituală, că altfel ne prinde oboseala ca înspre dimineață și oricât de viteși suntem, ne cade capul și ațipim și atunci vine diavolul și ne fură premiul alergării. Aș vrea să ne oprim din cuvânt, din predică, să încheiem seara aceasta cu rugăciune și vă rog, vă invit să ne ridicăm în picioare și tot poporul cu inimă, după îndemnul Duhului, să ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră.
Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.